V-am găsit, dragii mei! Sunt Oana Elena Roșu, profesor învățământ primar la școala gimnazială numărul 7 Botoșani și invit astăzi pe elevii de clasa 1 să mă însoțească într-o activitate de matematică și explorarea mediului, cu ajutorul căreia să învețe cum anume se formează, se citesc și se scriu numerele de la 0 la 100. M-am gândit că activitatea de astăzi ar fi mai plăcută dacă ați primi un mic ajutor. El vine din partea unor căței simpatici și jucăuși. Cred că i-ați recunoscut deja pe cei 101 dalmațieni. Ei vin astăzi în sprijinul vostru pentru a învăța să formați numere până la 100, să citiți numere până la 100, să scrieți numere până la 100 și să identificați zecile și unitățile unui număr până la 100. Simpaticii noștri prieteni au ieșit în parc la plimbare. Din păcate s-au rătăcit. Ca să-i putem ajuta, trebuie să ordonăm crescător numerele care sunt împrăștiate pe aleile parcului. Deci, ce avem de făcut este să ordonăm de la mic la mare numerele amestecate printre frunze. Să vedem care este ordinea corectă. Primul număr este 0, apoi 2, 5, 10, 11, 19, 20, 21, 29, 30 și 31. Care este cel mai mare număr din acest șir? Bineînțeles, 31. Pentru scrierea lui, folosim cifrele 3 și 1. La ordinul unităților avem 1, la ordinul zecilor avem 3. Citim 31. Puteți voi să vă gândiți și să-mi spuneți ce pot fi 31. Cred că v-ați dat seama că 31 pot fi zilele dintr-o lună. 31 pot fi anii unei persoane. 31 pot fi leii, banii pe care îi plătești pe un anumit obiect. 31 pot fi kilometri pe care îi parcurgi până la bunica. Și tot așa te poți gândi și la alte variante de răspuns. Ce pot fi 31? Așa cum aminteam adineauri, numerele pe care le-am folosit până acum în orele de matematică sunt cele din intervalul 0-31, 31 fiind cel mai mare. Să ne reamintim cum l-am format pe 31. Ne folosim de jetoane cu amicii noștri dalmațieni și formăm trei mulțimi egale, fiecare din ele având câte 10 elemente. Și numărăm 10, 20, 30. Acum avem o mulțime cu 30 de elemente. Ei îi mai adăugăm un jeton, un element, și obținem mulțimea cu 31 de elemente. Ei corespunde numărul 31. Este format din 30 și o unitate. Îl scriem folosind cifrele 3 și 1 și citim 31. Despre 31 putem spune că este succesorul lui 30. Ei bine, ca să formăm șirul complet al numerelor până la 100, vom proceda în mod asemănător. De exemplu, să formăm acum, de la mulțimea cu 31 de elemente, pe următoarea, adăugând încă un element. În felul acesta, formăm o mulțime nouă care va avea 32 de elemente de dalmațieni. Numărul format este 32. Pe el îl scriem
cu cifrele 3 și 2 și spunem că este format din 30 și 2 unități. Îl citim 32. Pas cu pas, adăugând pe rând câte un element, formăm și restul numerelor. 33, 34, 35, 36, 37, 38 și 39, fiind la un pas de a completa următoarea 10. Dar să analizăm aceste numere. La ordinul zecilor, fiecare dintre ele are cifra 3. Deci vom citi 30. La unități avem pe rând cifrele 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Astfel vom citi numerele 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 și 39. Puteți observa în imagine o mulțime formată din 39 de elemente, adică 30, 10, 20, 30 și încă 9 unități. Acestei mulțimi corespunde numărul 39. Pe el îl scriem folosind cifrele 3 și 9. Mulțimii cu 39 de elemente, dacă îi mai adăugăm un element, ajungem să completăm cea de-a 4-a 10, adică o mulțime cu 40 de elemente. Acestei mulțimi îi va corespunde numărul 40. Îl scriem cu cifrele 4 și 0. Numărul 40 este format din 40 și 0 unități. La mulțimea cu 40 de elemente, dacă adăugăm succesiv câte un element, ajungem să formăm mulțimi noi și să descoperim numerele care le corespund. Și vom ajunge astfel la numerele 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 și 49. Acest tabel, în care este folosită scrierea pozițională a numerelor, vă ajută să observați faptul că la 10 numerele din acest interval toate au cifra 4 la ordinul zecilor, iar la unități se succed cifrele 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Citim pe rând 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 și 49. Pentru formarea mulțimilor, eu am folosit jetoane cu dalmațieni. Acasă, folosindu-vă de bețișoare, de mărgele, creioane, carioci, cărți de joc, plămițe sau elastice de păr sau, de ce nu, de o numărătoare, puteți continua formarea de mulțimi și să descoperiți numerele de la 50 la 59, de la 60 la 69, de la 70 la 79, de la 80 la 89, de la 90 la 99. Când veți fi avut formată mulțimea cu 99 de elemente, dacă acesteia îi veți mai adăuga un element, veți ajunge să formați mulțimea cu 100 de elemente. Acesteia îi corespunde numărul 100. Este primul număr scris cu 3 cifre. 1, 0, 0. Numărul 100 este format din 100, 00 și 0 unități. Scriem 1, 0, 0, citim 100. Numărul 100 este succesorul lui 99 sau 99 este predecesorul lui 100. Sunt câteva aspecte pe care voi ar trebui să le rețineți până la momentul de față și anume faptul că toate numerele de la 10 la 99 sunt formate din 10 unități. Pentru scrierea lor sunt necesare două cifre, deci ocupă două pătrățele în caietul de matematică, la dreapta cifra unităților, iar la stânga cifra zecilor. Scrierea și citirea lor se face de la stânga la dreapta, zecile și apoi unitățile. De reținut faptul că un număr format din 10 unități nu poate avea la poziția zecilor cifra 0. 10, 10 formează 100.
Pentru scrierea acestui număr folosim 3 cifre, deci pe caietul de matematică va ocupa 3 pătrățele. Vin în ajutorul vostru cu un tabel care cuprinde numerele până la 100. Veți remarca pe coloane numerele care au la cifra unităților aceeași cifră, iar pe rânduri veți observa că sunt scrise numerele care au la cifra zecilor aceeași cifră, iar la capăt de rând, zecea nouă formată. Acest tabel vă poate fi de folos ca să identificați mai ușor succesorul și predecesorul unui număr. Plimbarea prin parc alături de dalmatieni se încheie cu câteva exerciții. Acestea vă dau prilejul să exersați ce ați învățat nou astăzi. Primul exercițiu vă cere să spuneți ce reprezintă cifra 4 în următoarele numere. 45, 24, 64, 84, 40 și 94. Trebuie să menționați dacă cifra 4 este la ordinul zecilor sau la ordinul unităților. Eu vă vin în ajutor și acum veți putea spune cu ușurință că în numerele 45 și 40, cifra 4 ocupă locul zecilor, iar în numerele 24, 64, 84 și 94, cifra 4 ocupă locul unităților. Următorul exercițiu vă cere să citiți niște numere. Fiți atenți, citim împreună. 25, 45, 65, 78, 50, 12, 100, 99, 18, 7, 44, 87, 21, 70, 33, 49, 64, 39, 94 și 56. Ca să puteți exersa, rugați-l pe unul din părinți, pe unul din bunici sau pe un frate mai mare să ofere fișe asemănătoare cu liste de numere pe care voi să le citiți. Un alt exercițiu vă cere să scrieți numere de două cifre care să aibă în forma lor cifrele 1, 3, 7, 2, 4, 8, 0, 3, 9. Din prima serie de cifre 1, 3 și 7 putem forma numerele 13, 17, 31, 37, 71 și 73. Am luat fiecare cifră pe rând cu celelalte două rămase pentru a ne asigura că nu ratăm niciun număr. Dacă am avea voie să repetăm cifrele din fiecare număr, am putea adăuga și numerele 11, 33 și 77. Următoarea serie de cifre este 2, 4 și 8. Din ea formăm numerele 24, 28, 42, 48, 82 și 84. Ultima serie de cifre este 0, 3 și 9. Aici remarcăm faptul că printre ele avem cifra 0, deci vom elimina posibilitatea de a așeza cifra 0 la ordinul zecilor. Astfel, numerele pe care le putem forma sunt 30, 39, 90 și 93. Pentru ca voi să fiți siguri că vă descurcați în fel de fel de situații în care întâlniți numere până la 100, vă propun să accesați aceste link-uri și să exersați exercițiile propuse în fișele interactive. Apoi, ca să vă distrați, accesați link-ul de pe pinterest.com și învățați să desenați un cățel. Mulțumesc pentru că ați fost atenți, vă doresc succes și spor la învățat!